Adevărat, virusul are un tropism pe anumiți receptori care se găsesc în mai multe organe. Nu numai în plămâni, ci și la nivelul inimii, creierului, rinichiului, vaselor și astfel produc afectări în aceste zone. Sunt mai cunoscute modificările de nivelul plămânului și aici noi am constatat că pacienți care în faza acută a bolii au prezentat un anumit tip de leziune specifică, când au venit la control la o lună sau la 2 luni, leziunea a fost mai accentuată. Ceea ce înseamnă că boala, chiar dacă testele erau două teste negative, boala a evoluat. Ne face să fim mult mai atenți asupra acestor evoluții. Se cunosc în literatură aceste cazuri și foarte mulți tineri între 30 și 49 de ani afirmă persistența diferitelor simptome, simptome pe sistem nervos, simptome pe alte organe care continuă și după negativarea și așa zisa declarare a vindecată a bolii. Mi-ați spus că Ceea ce ne până la face să fim mult 6 mai luni, atenți. mi-a rămas lucrul acesta în memorie, până la 6 luni, adică ușor, ușor boala se transformă în cu totul altceva, da? Devine cronică. Dacă nu este studiat, dacă aceste simptome se datorează unor modificări pe care virusul le-a produs în organism sau persistența virusului pe o perioadă mai lungă în organism, fără a putea fi detectat la nivelul faringelor, unde de cele mai multe ori facem testul de confirmare sau de vindecare a acestei